În primul rând aș vrea să-și cer îngăduința, Sorina, să corectăm câteva lucruri și anume nu sunt niște așa zis documente, sunt cele pe care chiar eu însumi le-am pus astăzi pe blogul personal. În al doilea rând, mențin ceea ce am spus, că este vorba de o mărturisire publică de asemenea. La termenul spovedanie poate încă, nu încă, ci sigur reflectez, pentru că spovedania nu se face în public. Dar în ceea ce privește documentele, ele sunt dispus oricând voi fi chemat de organele de anchetă și de judecător, în fața judecătorului, să arăt aceste documente și să spun adevărul despre ceea ce știu eu despre aceste lucruri și adevărul în legătură cu ele. Așa. Atât cât știu și tot cât știu despre ce am vorbit acolo. Deci nu sunt postate de altcineva, sunt de pe... Pentru că lumea s-a întrebat astăzi. Știu, dacă lumea probabil a spus. Nici n-am vrut să, din motive personale, n-am vrut să răspund la telefon pe parcursul zilei, pentru că ar fi însemnat să fac numai asta, mai ales că toată lumea am văzut câteva mesaje. Credea că e o glumă proastă, că mi-a spart cineva blogul. Nu. Vorbim de lucruri pe care mi le asum, eu le-am pus acolo, eu le-am urcat pe blogul meu, eu am scris textul acela, nu e nimic altceva în spate. Acum, sunt documente reale? Eu asta te dacă întreb. Ele sunt în formă fizică și le am în casa mea, da, și sunt reale și le am primit. Identitatea ta acolo este. Acum ideea este așa, Sorina. Da. Eu nu vreau să fac o discuție acum despre documentele alea sunt reale, nu sunt reale. Documentele alea au existat în ce context, cum s-a întâmplat, pentru că nu suntem la o judecată publică. Vreau să anunț un singur lucru care e foarte important însă pentru mine în momentul de față. N-am trăit o bucurie mai mare, n-am trăit o eliberare mai mare, n-am trăit o sărbătoare mai mare, n-am auzit lucruri mai frumoase în sufletul meu decât astăzi după ce m-am eliberat de povara asta. Și vreau să fie clar pentru toată lumea, pentru toți cei care ne ascultă. Am căutat adânc în mine, ani de zile după cum se vede acolo, până să am tăria să scot la iveală aceste lucruri. Într-un fel sau altul, ele mă chinuiau. Într-un fel sau altul, mi-am dat seama că e necinstit față de bunul Dumnezeu în primul rând, față de mine, față de familia mea, față de voi toți cei cu care am împărțit această masă atâția ani de zile în emisiuni, că e necinstit, că nu pot să vă mai mint, că trebuie să spun, să mărturisesc, indiferent cât m-ar costa și ce m-ar costa asta. Că trăim într-o lume în care totul, și nimic nu e întâmplător, totul e pus sub semnul întrebării. Ori eu nu mai pot să trăiesc așa, eu. Și atunci, astăzi vă spun, din momentul în care am decis să public aceste documente, să vin în această emisiune în care nu voi sta mult, doar să vă spun ce v-am spus acum și să vă confirm că da, eu le-am pus acolo, mi le asum și sunt ale mele. Astăzi, mai mult ca oricând, sunt împăcat. Am o stare de fericire, de bucurie, ca un om care a urcat un munte până în vârf cu un rucsac de pietre în spate și în sfârșit zice, Doamne, greu a fost când îl de jos. De ceea ce vreau să vă mai spun este că nu de la voi, cei care sunteți aici în platou sau cei care ne privesc acum de acasă, aștept judecata. Nu de la voi vreau să aflu momentul de față dacă am greșit sau nu. Eu, sigur că se poate dezbate, sigur că e liber, dar v-aș ruga un singur lucru. Ca în sufletul vostru fiecare, judecând, să o faceți drept, iar eu mă supun și o spun în acest moment judecătorilor adevărați, cei care sunt convins că vor avea gândul cel bun și harul să judece cu dreaptă măsură ceea ce se întâmplă. Robert, ești un lider de opinie. Mai vreau să spun un lucru. După care am și eu câteva întrebări. Nu cred că vreau să răspund la întrebări astăzi, aici. În fața unui judecător, în fața celor care vor face lumină, sunt convins în acest caz, voi răspunde. Vreau să mai spun un lucru. Momentul, Robert. Vreau acum să mai spun un lucru. Am scris acolo că îmi cer iertare. Cer iertare tuturor celor pe care această povara mea, de care mă eliberez public,
îi încurcă. De fapt, nu le cer iertare, le spun că să caute în ei, să mă judece drept, dar dacă le-am greșit, spre exemplu, le cer iertare. Pentru că eu de mâine nu voi mai face această emisiune. Și sunt convins că asta pentru oamenii acestui post, pentru colegii mei din platou, pentru cei care mi-au fost presă? Alături... Te retragi din presă? Sau... Nu știu dacă se numește retragere din presă. Nu știu dacă ne retragem din ceva vreodată. Știu că, în contextul actual, până când un drept judecător nu va spune dacă am greșit sau ba, și cât de tare am greșit, dacă am greșit sau dacă n-am greșit, de ce n-am greșit, dar asta numai judecătorul o va putea spune, nu eu, până în acel moment n-am tăria să mă mai înfățișez public. Pentru că, într-un fel sau altul, va trebui să tot spun despre lucrurile acestea și n-aș lăsa judecătorul să judece limpede. Dar în fața lui, în fața judecătorului, sunt hotărât să spun tot, așa cum știu, să încerc să lămuresc tot, pentru că eu cu astfel de povară nu mai pot trăi. Și vreau să vă mulțumesc încă o dată. De ce ai ales să fac cu momentul ăsta? Pentru că e dezbaterea despre ofițerul acoperit? Sau de ce? Pentru că s-a mai discutat despre problema asta, dacă ai... Și chiar o spun, indiferent de straniu ar suna pentru unii astăzi. Dar îți doresc și ție așa cum le doresc tuturor celor de aici. Așa cum le doresc și celor care poate să uită în momentul de față la televizor și ne privesc. Le doresc din suflet, cu toată tăria mea, mă rog pentru ei, să trăiască un astfel de moment de eliberare. Ai vrut să te eliberezi. Să trăiască sentimentul acesta al faptului că, făcând așa, asta este calea cea dreaptă. Și să trăiască sentimentul că, mergând pe această cale și încercând să nu mai calce strâmb, în stânga sau în dreapta, sau dacă li se întâmplă să încerce să îndrepte lucrurile, inclusiv în presă, oriunde, în presă, în medicină, în învățământ, în ce vrei tu, dacă se va întâmpla așa, cu siguranță lucrurile vor fi nu bune, ci absolut minunate. De aceea vă doresc să trăiți momentul acesta de eliberare în care voi, nu cu sprijinul altcineva decât cu al celui de sus, voi să spuneți la un moment dat, da, dacă e nevoie să recunoști ceva pentru a mă elibera, ca să-mi pot face meseria în continuare, onest, ca să-mi pot duce planurile pe care le are Dumnezeu cu mine mai departe, onest, să faceți lucrul acesta. Pentru că dacă nu-l facem, eu vă spun, am trecut prin clipe chinuitoare și în momentele acelea mă dădeam de ceasul morții, cum se spune în popor și nu se spune degeaba. Pentru că muream pe interior, pentru că mă uscam, pentru că nu mai puteam să vin în seară de seară aici cu voi și discutând despre ofițerul acoperit care candidează la președinție, eu să mă știu așa cum mă știam pe interior. Eram fariseu, eram în fața voastră un nimeni, eram un ins care mințea, își mințea telespectatorii care credeau în el sau credeau în vorbele lui, vă mințeam cumva pe voi aici. De asta am decis să mă eliberez. Eu am decis în felul acesta. Fiecare are o cale în a face lucrurile. Fiecare are o cale cu siguranță. Eu nu vă pot da o rețetă. Nu vă pot spune cum se face lucrul ăsta. Nici nu vă pot spune când se face. Dar vă spun că dacă există în voi și există sigur și căutați adânc în voi tot ce vreți să scoateți la suprafață pentru a vă elibera, o să vi se întâmple așa. O să vi se întâmple, într-adevăr, să simțiți că vă eliberați. Asta am simțit eu mai mult, nu vă pot povesti, repet. Nu există rețete pentru mântuire. Nu există rețete pentru a sta drept în fața lui Dumnezeu. Și oricât de vi s-ar părea de ciudat în momentul de față, că vorbim în anul 2014 și unora li se mai pare, poate li se pare ciudat, așa cum poate mi se părea și mie până la acest moment, pe care unii sigur, nici nu vreau să spun de care, ce vor zice, dar țineți cont de un lucru. Există o rânduială în toate. Iar rânduiala aia trebuie ținută. Așa cum îți ții o casă curată, pentru că îți place să trăiești în ea, pentru că îți place să o îngrijești și vrei să trăiești într-o astfel de casă, așa trebuie să ții viața ta în rânduială. Iar în momentul în care casa se umple de bălării, cum s-a întâmplat în sufletul meu, și lucrurile pe care le aveam aici nu mai erau curate, le simțeam murdare, le simțeam pângărite,
securitate, ce am simțit nevoia de să le dau afară. Timp, Robert, pe mine mă întrebi, Sorina, de ce am stat? Da. Eu n-am îndrăznit să-L întreb pe Dumnezeu. Nu știu de ce am stat atât, pentru că atât a vrut El, Cel de Sus. Pentru că atunci, acum a venit momentul. Pentru că e un moment pentru toate. Nu știu să-ți răspund mai mult, pentru că lucrurile astea sunt dincolo de noi. Nu țin de lumea în care ne învârtim și nici de masa la care stăm. Țin de lucruri mult mai înalte. Mai spun încă o dată, sfârșitul nu e aici. Sunt convins că în continuare fiecare în pătrățica lui avem lucruri de spus. Sunt convins că avem lucruri de arătat lumii, dar să o facem doar legat de ceea ce avem noi de făcut. Eu sunt ziarist. Mă căiesc astăzi că adeseori am prigonit pe unii sau am blamat pe alții fără să am îndrituirea să fac asta. Pentru că un ziarist trebuie să-și respecte menirea. Da. Aceea de a prezenta lumii faptele așa cum sunt. Opinie nu cum așa adevărul. Cum crede el că exact. Sunt. Da. Da? Asta vreau să fac. Pentru toată viața mea, dacă voi mai fi ziarist, să încerc să nu mai calc pe alături. Dacă nu voi mai fi ziarist, indiferent ce voi fi, mă voi interesa care sunt regulile care te fac să rămâi drept în meseria aia și voi încerca să le urmez. Și dacă voi mai face vreodată ziaristică, sunt convins că o să calc din nou și stânga și dreapta. Sunt convins că s-ar putea să mai greșesc, să mă mai las ispitit într-un fel sau altul. Dar dacă de fiecare dată voi încerca, fără să mai ajung la un moment din ăsta, care a fost pentru mine chinuitor până să mă eliberez, fără să mai trec prin suferințele astea pe care le-am îndurat în sufletul meu, ci să fac corecturile pe parcurs, fără să mai fie atât de grave, sunt convins că avem cu toții ocazia să înțelegem foarte bine ce înseamnă împărăția celui de sus, cum se spune în Biblie. Adică să înțelegem cum arată într-adevăr lumea în care, în ideal, ne dorim să trăim. Ea e aici. Raiul, iadul, sunt aici, lângă noi, la masa asta, acum, în funcție de ce veți pune fiecare dintre voi, în funcție de ceea ce veți decide fiecare dintre voi să faceți sau să nu faceți. Toate sunt aici. Toate sunt aici. Robert, tu ești un lider de opinie. Tu ai spus că de mâine nu mai face misiune. Nu sunt lider de opinie. Tocmai asta este. Ești un lider de opinie. Da, de azi nu mai sunt lider de opinie. De azi, dacă voi mai fi ziarist, voi fi un ziarist care va aduce la masă oameni care își pot exprima opiniile pentru că sunt cunoscători în zona aceea. Așa. Pentru că știu, dacă vorbim despre medicină, ce se întâmplă cu adevărat în medicină, nu ceea ce au auzit ei după ureche și poate că nici ei nu știu cu adevărat. Că, de fapt, există o judecată în toate până la urmă. Dar e greu de spus acum pe scurt și nici nu vreau să spun mai multe. Mă opresc aici. Vreau să le mulțumesc tuturor. Andreea, nu, da. Am totuși spus... ar trebui să ne dai și nouă niște explicații, Robert. Nu vă dau vouă explicații, Andreea. Nu nouă, publicului. Nici publicului. Ba da, publicului păi tău public are datoria să dai aceste explicații, deci, Robert. Toate explicațiile care trebuie date, toate explicați știu. Toate explicațiile care trebuie date, toate documentele care îmi vor fi cerute, toate cele ce se va considera că sunt necesare pentru a face lumină în acest caz și pentru opinia publică, toate aceste lucruri le voi aduce în fața judecătorilor, le voi aduce... Eu nu știu, Andreea, să răspund la această întrebare. Eu nu știu. Judecătorul este singurul judecătorul care știe dacă legile au fost sau nu încălcate. Nu noi judecăm la masa asta sau alții dacă legile au fost sau nu încălcate. Ia, asta îți spun și eu. De-aia nu mă pune pe mine să mă judec pe mine acum. Lasă-i pe cei ce au menirea să judece lucrul acesta. Deci ești convins că se va ajunge la un proces? Trebuie asta? Să se ajungă la un proces pentru că eu vreau de un singur lucru mă rog la Dumnezeu acum. Și știu că acest lucru se va întâmpla. Să am judecător drept. Un judecător care, dacă va considera că e cazul, el, prin verdictul lui, să mor, trebuie să mor. Dacă va considera că e cazul să trăiesc, trebuie să trăiesc, indiferent cum traduceți viața și moartea în aceste lucruri.
indiferent că îl traduceți prin ani de pușcărie sau prin ani mulți de libertate. Te-a amenințat cineva cu ceva, nimeni, Robert? Nu m-a amenințat. Nu te-a șantajat nimeni? Nu. Nu. Nu faci această dezvăluire pentru că au fost niște presiuni asupra ta. Oprește-te, nu huli. Nu hulesc. Atunci stai așa. Sunt niște întrebări. Stai în banca ta și gândește-te înainte de a spune lucruri. Gândește-te la tine și la toți ceilalți care te privesc acum. Robert, tu ai o datorie față de public pentru că faci de foarte mulți ani această emisiune. Eu n-am nicio datorie decât... Spui cine este Robert Turcescu. Robert Turcescu. Da, Robert Turcescu. Cine este Robert Turcescu? Nu scoate la paliera. Spune-le oamenilor cine este Robert Turcescu. Deci. Te rog. Robert Turcescu... Este... Numai Dumnezeu știe cine este, iar în această speță, Robert Turcescu, numai judecătorii știu și cu siguranță știu cine este. Eu o spun încă o dată cu tărie, mă pun în momentul de față, în orice circunstanță, oricum vor dori autoritățile, la dispoziția lor, în dorința de a face un proces corect în fața unui judecător. De ce vorbești de proces? Pentru că te gândești la proces? Da, de ce vorbești de proces? Pentru că și dacă voi fi... Ai publicat aceste documente și publicarea lor constituie infracțiune? Habar n-am și nu m-am gândit. Nu înțeleg, Sorina? Nu înțeleg, chiar nu înțeleg. Ce nu înțelegi? O să fie simplu. Da? E foarte simplu. Uită-te la tine în interior. Mă uit. Uită-te în interior. Nu aici în emisiune. Nu-i timpul aici. Nu la masa asta îți faci judecata nici măcar asupra ta. Toți, uitați-vă la voi în interior și dacă sunt lucruri care vă chinuie, care vă fac poate să nu fiți drepți în fața celorlalți, care v-ar putea face cum Robert, dublă comandă, cu ce vreți voi, nimic. Cum... Atenție! Chiar nu mă chinuie nimic în viața asta. Nu în fața mea trebuie să spui asta. Nu fa asta acum și ba nu aici. Nu fa aici. Pentru aceeași nu întrebare să... puteam nu să pot... spun Andrei, lui Sabin sau lui Laurențiu, eu nu știu nimic din voi. Voi știți tot ceea ce e în voi. Eu știu numai ce e în mine, ce a fost în mine și ce vreau să iasă din mine. Și ce a ieșit din mine. Ce a ieșit din mine și am pus sunt aceste documente. Atât știu. Dar pentru oamenii astăzi vă întreba dacă sunt adevărate sau nu, oamenii nu judecă Robert. Ei. Oamenii să aibă răbdare și să ceară un proces, sunt dispus să înceapă mâine când o vrea judecătorul, n-am niciun fel de problemă. Cu cât soluția va fi mai rapidă, cu atât mai bine. Mă voi supune soluției pe care o va da judecătorul, indiferent care va fi aceasta. Pentru că eu am încredere în Dumnezeu și având încredere în Dumnezeu știu că judecătorul va fi drept. Da, da. Tu vorbești ca și cum ești convins că ai încălcat o lege și aici noi ca jurnaliști, dincolo de toate, nu eu stabilesc suntem obligați să Andreea, punem niște întrebări. Fă tu această judecată, în absența mea. Nu, dar... Fă această judecată nouă, în absența mea. Okay. Voi spune Robert, toate aceste lucruri. Adevărat. Mai spun o dată. Voi spune tot. Absolut tot. Tot ceea ce știu în legătură cu lucrul acesta, tot ceea ce voi fi întrebat, la ce voi fi întrebat, vă răspunde cu maximă deschidere în fața unui judecător. El este singurul în stare, în momentul de față, să dea un verdict. Nici eu măcar, în momentul de față, nu-mi pot da mie un verdict. Nu-mi cereți să mă declar vinovat sau nevinovat eu, că eu nu știu asta. Robert, lăsați judecătorul să decidă lucrul ăsta. Permiți-mi 30 de secunde. Da, ceva foarte precis. Sunt colegii tăi, trebuie să le... Și foarte simplu, la obiect. Nu te întreb ceva complicat. Ridică la valiera. Ceva foarte simplu, Robert. În livretul militar publicat pe site-ul tău, apare un CNP. Pe livret scrie locul nașterii Pitești. Știm cu toții că ești din Pitești. Dar CNP-ul respectiv, pe care l-am verificat, există un site validat. Eu nu m-am uitat pe el și n-am verificat absolut. Eu am verificat CNP-ul și acest CNP apare că a născut la București. Eu poți să ne explici asta? Eu vă spun despre documente. Sunt convins că ce-am pus eu acolo, am pus acolo. Deci sunt adevărate, nu sunt... Dom'le, eu le-am primit în mână aceste documente, da? Pe cum să le primești tu în mână? De unde le-ai eu primit? Le-am primit în mână. De unde le-ai primit? N-am să vă povestesc lucrul acesta aici, ci în fața unui judecător. De la cine le-ai primit? De la cine le-ai primit? Nu mă întrebi asta pe mine, Sorina, aici.
Ba da, atenție. Pot să te întreb. Nu, nu ai cazul aici. S-a arătat cineva aceste documente? Ăsta e Robert Turcescu și pot oricând să-l fac public? Dar tu știi CNP-ul, Robert? Că bănesc că se-l știi pe din afară. Păi, e CNP-ul ăsta? Asta e simplu, dacă ne spui asta... Vă doresc tăria tuturor, spun încă o dată, de a cerceta în sufletul vostru și de a face și voi, dacă vreți să faceți asta în ceea ce mă privește, o judecată dreaptă. Sunt convins că cei care vor cerceta în sufletul lor în adânc vor ajunge la o judecată dreaptă. Și mă încred cu tărie, cu tărie, cu maximă tărie în judecători, în cei care sunt îndrituiți să spună dacă am greșit sau dacă n-am greșit. Omule, sunt convins că ei Robert Turcescu, ți-a dat cineva în mână aceste documente? Ei sunt convins că știu despre ce este vorba. Despre tine? Vă mulțumesc!